Ну, это не нарушение такое большое. Ну, я даже не смотрю, 70 там, 75, 80. Ну, это же не убийство. Я не ехал 120-130. Încalcă și nici nu recunosc. Mai mulți șoferi s-au ales astăzi cu amenzi după ce au depășit limita de viteză în localitatea Biliciunii Vechi din raionul Sângerei, care este de 70 de km pe oră. Această acțiune a poliției vine în contextul unei preocupări față de creșterea numărului de accidente rutiere în care viteza excesivă a fost un factor determinant. Ați depășit limita de viteză dumneavoastră. Ați condus cu 89 km la oră, raza indicatorul 565, limita de viteză 70 km la oră. Localitatea Bilicinii Vechi, traseul 6, raionul Sângerei. Majoritatea șoferilor încearcă să se justifice și nu își recunosc vina. Eu mai mult de 60 nu merg, dar eu de la alță, viteză și-o pune la alții, eu nu știu lucrările astea, dar ei nu-s direct cu nicăieși. Așa că cu dreși ori zgrăiești, ori cum... Credeți că e viteză altă, nu? Da. Nu o cine să glasim. Я спешу просто. А часто нарушаете? Нет, вообще не нарушаю. Ну, правильно, Денсель. Если ты аккорд ко аменду? Ну, это где мы, муж? Пой, кто ты колкат? Есть, Оля. Alții însă acceptă amenda și spun că aceasta îi mai disciplinează atunci când sunt foarte grăbiți. Cât disciplinează? Eu uman cumva și de obicei merg regulamentar. Sunteți de acord cu amenda? Este, este. Eu nu pot să... N-am reținut că anume acolo sau nu a fost cu rea intenție, să zic... Îmi amintesc exact atunci, dar dacă sunt dispozitivi de măsurare care demonstrează... Recunosc. Dar cât de des încălcăți? Nu prea des, rar de tot. Pentru toți e o lege anume. Toți trebuie să aibă grijă la, și la volant. Acum ești un pic de zăpadă și nu-i prea. Inspectorii de patrulare spun că pe acest traseu se produc foarte multe accidente rutiere, iar în majoritatea cazurilor de vină este viteza excesivă. Serviciul patrulare Sângerei Glodeni-Fălești a fost desfășurat o operațiune privind faptul de pestarea mijloacelor de transport ce depășesc limita de viteză și conducătorii auto. Traseul R6, raionul Sângerei, avem foarte multe accidente rutiere, din păcate, care cauza sunt anume depășirea limitei de viteză, unde la moment avem și accidente care au fost comise cu persoane decedate și persoane traumate. Timp de câteva ore, agenții de patrulare au întocmit aproximativ 60 de procese contravenționale și au aplicat amenzi între 600 și 1500 de lei, dar și puncte de penalizare.